Este redundant. Deci avem tot ceea ce trebuie, este redundant, nu a făcut altceva decât să creeze discordie la nivelul părinților, pentru că sunt părinți care l-au semnat că au fost obligați și părinți care nu l-au semnat pentru că și-au dat seama că nu este nevoie să-l semneze. Au fost copii care nu au fost introduși în lecțiile online, nu de la început, ci pur și simplu se făcea prezența și îi puneau într-o lumină total opozantă. Deci este o bătaie de joc la adresa acestor copii. Atenție! Este vorba doar de o anumită categorie, nu toți profesorii, nu vreau să generalizez. Copiii cu cerințe educaționale speciale care aveau voie să înregistreze lecțiile, acești copii sunt văduviți în acest moment. Nu înțeleg un profesor de ce nu ar lăsa un copil să înregistreze atâta timp cât el folosește lecția doar în scop personal.